Această rubrică vă este oferită cu sprijinul Dentalis. Bun găsit! Cancerul este o boală necruțătoare care seceră în fiecare zi vieți, neținând cont de vârstă. Prevenția este prioritară. Despre cancerul oral discutăm astăzi cu dr. Alexandru Nemțoi. Ce este cancerul oral? Cancerul oral, din păcate, se alătură acelui grup de afecțiuni canceroase de care, să spunem, foarte puțină lume își cunoaște și este o manifestare, la fel cum se manifestă la întreg sistemul digestiv, unor leziuni care pot apărea la nivelul cavității orale, evoluând de la simple displazii și transformându-se în forme de cancer propriu-zis, cum este, de exemplu, carcinomul sau multe alte forme. Am înțeles. Cum putem să prevenim cancerul oral? Cancerul oral, în primul rând, prevenția și prezentarea la medic din timp. Timpuriu, să spunem așa, este unul din factorii cei mai importanți. Dar fiecare dintre noi, în fiecare zi, atât dimineața cât și seara, suntem obligați să ne menținem această igienă a cavității orale și atunci, în momentul în care ne realizăm periajul dentar, putem să ne examinăm și cavitatea orală și la orice suspiciune care o avem, să ne prezentăm începând medicul de familie sau medicul stomatolog, care poate examina și da trimitere spre un specialist în chirurgie orală și maxilofacială. Este foarte important spălare, spălatul pe dinți dimineața și seara. Bineînțeles, cel puțin două ori pe zi. Și asta putea să fie prevenția noastră numărul 1. Am trei arsenal de afecțiuni ale cavității bucale. Și ceea ce trebuie să știe pacienții este faptul că orice leziune de culoare albicioasă, de culoare roșiatică și mai ales cele care sunt de culoare roșie sunt cele mai periculoase. Pentru că până să avem un cancer propriu-zis sunt leziuni precanceroase sau cu potențial de cancerizare, cum este leucoplazia sau eritroplazia și le încadrăm în aceste culori, leziuni albicioase sau leziuni roșietice. Atunci ar trebui să fie un semn de întrebare și să apeleze la stomatolog. Exact. Așa cum doamnele după vârsta de 35 de ani la duș își pot palpa sânul, zona axilară, la fel și prevenția în primul rând se face de fiecare cu propria persoană și la orice suspiciune sau controle periodice din 6 în 6 luni, că și la medicul stomatolog ar trebui să ajungem o dată de două ori pe an, ne poate face un control și atunci să fie și să ne trezească suspiciunea asta dacă există și să urmărim și să ne examinăm periodic de către noi și bineînțeles de către specialiști. Și după aceea specialistul. Mai am o întrebare. Cine este predispus să facă cancerul oral? Cancerul oral, cea mai letală combinație în apariția cancerului letal sunt cei care sunt consumatori cronici de tutun și combină cu alcoolul. Deci fumătorii și consumatorii cronici de alcool. Pentru că alcoolul odată modifică permeabilitatea mucoasei și modifică, să spunem, imunitatea mucoasei și atunci factorii nocivi, cum sunt cei din tutun, pot penetra mucoasa și pot transforma celulele încât de la simple displazii până la leziuni precanceroase sau chiar deja în formă de cancer. Din păcate și educația asta medicală pe care o facem noi în privința sănătății orale este destul de limitată în România și atunci faptul că nu avem un sistem de asigurare prin care pacienții toți să se prezinte în mod uzual la medicul stomatolog, faptul că ne ducem doar atunci când ne doare un dinte sau ne-a apărut o leziune la nivelul cavității orale, sunt situații în care nu putem să facem decât să diagnosticăm și să trimitem pacientul poate chiar prin îngrijiri paliative, nemai având indicații de intervenție deja chirurgicală. Deja au sărit cele trei etape și ajunge exact în faza finală. Iar gândiți-vă că un cancer la nivelul feței sau la nivelul cavității orale înseamnă și o intervenție chirurgicală, mai ales dacă este un stadiu avansat, care poate mutila și are nevoie de o reconstrucție cu părți anatomice din alte regiuni ale corpului. Exact. Și atunci destul de complicat și pacientul să accepte. Mulți din pacienții care sunt operați în serviciile de chirurgie maxilofacială din țară și din lume ajung în stadii avansate și vor trebui să fie reconstruite părți din limbă, părți din buză, părți din față și atunci ei au nevoie și de o reeducare a funcționalității
acestui sistem stomatognat, cum îi spunem noi, care cuprinde dinți, oase, limbă, glande salivare, mușchi și tot ce ne ajută să zâmbim frumos, ca să zicem așa. Da, deci prevenția este absolut importantă. Aș mai vrea să te întreb, unde ne prezentăm când avem suspiciunea unei leziuni la nivelul cavității orale? În primul rând, cum am spus, medicul stomatolog este unul din principalele elemente care pot diagnostica timpuriu și pot trimite la medicul specialist în chirurgie orală și maxilofacială. Nu oricând avem o suspiciune de o leziune la nivelul cavității orale, trebuie să ne ducem neapărat la specialistul în această ramură chirurgicală, medicul de familie, medicul stomatolog, și el să constate și să trimită ulterior la specialist atunci când sunt semne. Acum, diagnosticul cu certitudine este cel pus de examenul prin biopsie. Dar există în momentul de față și dispozitive care folosesc anumite luminozități prin care cancerul poate fi identificat în anumite forme fără să fie ceva invaziv. Și atunci aceste servicii, unele dintre ele de chirurgie maxilofacială, beneficiază și de aceste echipamente și atunci să putem fi siguri de apariția sau nu a unei leziuni, fie precanceroase sau chiar cancer oral. Am înțeles. De exemplu, fumătorii de pipă, ca să dau un exemplu, dezvoltă foarte frecvent cancer de buză inferioară, pentru că stă în contact acea pipă cu factori care se ard în ea, dar și temperatura locală care crescută în contact cu mucoasa labială poate distruge țesuturile din zona respectivă. Da. Iată, dragi telespectatori, prevenția este extrem de importantă. Dr. Alexandru Nemțoi a prezentat pentru dumneavoastră cum putem și ce putem face. Fiți foarte atenți, sănătatea este pe primul loc. Până data viitoare, nu uita, fii bine cu tine! Această rubrică v-a fost oferită cu sprijinul Dentalis.